Accidentul s-a produs pe o stradă de la marginea orașului Drobeta Turnu Severin. Autoturismul Dacia Papuc se îndrepta către centru și circula regulamentar, iar din sens opus venea un alt șofer care conducea cu viteză. Tânărul, care mergea cu viteză excesivă, avea parcată pe partea dreaptă o mașină și ar fi trebuit să oprească și să-i acorde prioritate șoferului care venea din sens opus. Numai că din cauza vitezei și a faptului că avea cauciucurile din partea de față șterse, deși a frânat, nu a putut opri la timp. Impactul a fost atât de violent că autoturismul Papuc s-a răsturnat pe o parte. Cel condus de tânărul vinovat s-a rotit pe șosea și a acroșat și mașina parcată. Un martor a intervenit și a ajutat victimele să iasă din autoturisme. Mașina asta e de vină și când au dat în ele s-au întors și a lovit inclusiv mașina mea. Din cauza vitezei, aici ar trebui pus în permanență radar, că de când au asfaltat strada numai catastrofe s-au întâmplat. La locul accidentului a ajuns și echipajul de descarcerare, dar și multe ambulanțe. Dintre cele 4 persoane implicate, doar șoferul care conducea regulamentar a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. Ajuns la fața locului, am constatat 4 persoane, 3 adulți, un minor, dintre care unul singur a necesitat îngrijiri medicale și transport la UPU de către Serviciul Județean de Ambulanță. Șoferul vinovat se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.